primul rând ați voie să urez tuturor românilor un sincer la mulți ani. Și dacă vorbim de această zi importantă din decembrie, într-un an atât de important, centenarul, 100 de ani de la Marea Unire, dați-mi voie să vă spun că sunt extrem de mândră și de onorată că m-am născut în această țară minunată numită România, că am avut privilegiul să concurez pe marile stadioane ale lumii pentru România, să aduc în România cele mai importante trofee pe care și le poate dori un sportiv de mare performanță și că sunt româncă și că, nu știu, peste tot unde călătoresc în lume, sunt extrem de mândră că m-am născut în această țară, pe care o iubesc din toată inima și într-un an atât de important mi-aș dori ca toți românii să simtă la fel, pentru că România astăzi are nevoie mai mult decât oricând de unitate, de unitate, să fim mai buni, să fim un pic mai mai aplecați spre tot ce înseamnă România în adevăratul sens al cuvântului și să ne păstrăm intact toate tradițiile și toată cultura noastră românească pe care să o dăm mai departe și să o povestim mai departe tinerei noastre generații. Eu sunt extrem de fericită că vin într-un domeniu atât de performant cum este sportul și că sportul românesc a scris în această perioadă de 100 de ani pagini importante în cartea de istorie al sportului românesc și că una dintre rânduri acolo scrie și despre Gabriela Sabă. E un lucru extraordinar pe care eu las generațiilor viitoare. Când vorbeai de medalii și de performanțe, se poate compara cu ceva sentimentul pe care îl aveai când ascultai imnul și știi că sunt atâtea milioane de oameni de români alături de tine în competiții? Este foarte greu să descrii în cuvinte ce simte un mare sportiv atunci când se află pe prima treaptă a podiumului. Indiferent că se numește europene, mondiale sau jocuri olimpice. Sunt trăiri unice, trăiri pe care le-aș dori să le trăiască toți sportivii români la marile evenimente, dar ca să ajungi acolo, să fii pe prima treaptă a podiumului, ai nevoie de foarte multă muncă, să fii extrem de perseverent, să muncești cum nimeni o face pentru a-ți atinge obiectivele și țelul pentru care ești implicat. Iar tânăra generație din România asta trebuie să înțeleagă, că nimic nu este pus pe tavă, ci că trebuie să muncească pentru fiecare lucru în parte. Ai putea alege trei momente din cariera ta în care ai simțit apogeul mândriei de a fi român? Aș vrea să las modestia acasă și să spun că de fiecare dată când am câștigat și am câștigat enorm de multe medalii, sunt 21 de medalii câștigate la europene, mondiale, jocuri olimpice. Întotdeauna am zis că este apogeul atunci când am câștigat. Iar în momentul când câștigam, uitam, pentru că trebuia să urmăresc următorul obiectiv și obiectiv și obiectiv. Și uite așa că au trecut 11 ani unde am câștigat toate medaliile, fie la competițiile indoor, fie la competițiile de pistă. Și că s-au adunat 21 de medalii acolo importante în cariera mea, invidiate de unii, admirate de alții. Important este, așa cum spuneam, că au rămas și vor rămâne înscrise în cartea de istorie a sportului românesc. Va mai avea România în următorii 100 de ani, de exemplu, o altă Gabriela Sabă? Eu n-aș vrea să mă raportez la mine, aș vrea să ne raportăm fiecare la noi înșine și că fiecare dintre noi să-și dorească să tindă să fie mai bun decât sportivii unei generații. Eu așa mi-am dorit să fiu cea mai bună din generația mea și am ajuns cea mai bună pentru că mi-am dorit din toată ființa mea să câștig cele mai importante competiții. În momentul când vrei să fii altcineva și să te compari cu altcineva și să niciodată nu vei ajunge la obiectiv. Important este ca fiecare, asta trebuie să fie în educația noastră și în dezvoltarea acestei culturi sportive de masă, că fiecare dintre noi suntem unici și că fiecare dintre noi putem să ajungem la obiective dacă ne dorim și să nu ne comparăm cu alții, să ne urmărim propriul nostru interes în domeniul respectiv. Ce le spui străinilor despre România?
Atunci când făceam sport de mare performanță și eram în atenția presei, atât din România cât și din străinătate, și că veneau foarte mulți ziariști din străinătate în România să vadă unde se antrenează și unde, de fapt, unde m-am născut, unde m-am antrenat și de unde am plecat eu pe marile arene ale lumii să concurez, toți veneau cu foarte mare teamă în România, pentru că veneam după o perioadă destul de complicată, după anii 90, o țară destul de închisă, nu se știa foarte multe lucruri despre ea, decât că, na, suntem o țară destul de săracă, fără perspective. Întotdeauna am încercat să arăt partea frumoasă a lucrurilor, că este o țară minunată, o țară extrem de bogată, o țară cum foarte multe alte țări și-ar dori. O țară cu oameni extrem de primitori, extrem de iubitori, ospitalieri și extrem de educați, pentru că românii noștri, oriunde au plecat în lume, au lăsat loc de bună ziua oriunde și acesta este un lucru extraordinar pentru noi românii, să ne mândrim cu toți românii noștri care au făcut cariere importante atât în România cât și în străinătate și că în dreptul lor scrie România. Și că s-au născut în România și că baza educațională și tot ce au acumulat până la un anumit dat a fost puse bazele aici în România. Asta este și cu mine. Tot ceea ce reprezint eu astăzi sau tot ceea ce am făcut până în acest moment, indiferent că în cariera sportivă, după aceea în activitatea mea internațională, n-am făcut altceva decât să arătăm că suntem un popor extrem de educat, cu bune intenții și mândri de meleagurile noastre. Iar atunci când străinii au venit în România pentru prima oară, s-au reîntors și reîntors în vizită, pentru că au început ușor-ușor să descopere țara noastră cu tot ce înseamnă ea cultură, tradiție, ospitalitate, ca să ne și definește foarte mult, după aceea natura, care este, cred că, unică în Europa, unde avem și munte, avem și deal, avem și mare, avem și delta, avem și fluviu, deci suntem o țară foarte bogată. A fost sportul de-a lungul anilor cel mai bun ambasador? Și este, Dacă ne uităm puțin în domeniile, în orice domeniu de activitate din România, vedem că domeniul sportului întotdeauna a performat atât la nivel național, dar mai ales la nivel internațional. Dacă te duci astăzi peste tot în lume și vorbești cu oamenii obișnuiți, îți spun 3-4 nume de sportivi din România. Câte alte domenii din România se pot lăuda cu așa ceva? Eu zic că sunt foarte puține. De aceea și atenția spre acest domeniu sport ar trebui să fie mult mai aplicat, să există un interes mare din partea tuturor și să conștientizăm că pe lângă cariera de ambasador și domeniul de partea externă de diplomați, și sportul face parte din aceeași categorie de promotori ai țării, de ducerea mai departe a unui domeniu care, nu știu, concurează cu marile puteri ale lumii, pentru că într-un stadion sau într-o arenă sportivă vezi puterile lumii adunate la un loc și cei care performează înseamnă că se investește mult în domeniul respectiv și că marile puteri ale lumii se bat și acolo în teren și se văd rezultatele și se văd, se aude de țara respectivă, și vezi frumusețea unui domeniu unde există toate valorile.